Egiptul cere ajutorul Interpolului pentru a recupera o statuie veche de 3000 de ani care îl întruchipează pe Tutankhamon. Aceasta a fost vândută către un cumpărător necunoscut pentru suma de 6 milioane de dolari. Asta în ciuda faptului că autoritățile egiptene au cerut returnarea statuii. Acum însă procurorii de la Curtea Supremă au cerut Interpolului să emită o notificare pentru localizarea relicvei. Ei au motivat prin lipsa unor documente privind proprietarul și a unora care să ateste că sculptura a fost scoasă legal din țară. Egiptenii sunt de părere că locul sculpturii este într-un muzeu. Legendele spun că Tutankhamon a devenit faraon în jurul vârstei de 9 ani și a murit 10 ani mai târziu. Perioada sa de domnie ar fi trecut probabil neobservată dacă în 1922 arheologul britanic Howard Carter nu i-ar fi descoperit mormântul aproape intact. Descoperirea a reînnoit interesul pentru Egiptul antic și a fost urmată de dispute privind adevărații proprietari ai artefactelor.